Bună! Sunt Iulica Andrei, bun venit pe canalul meu de YouTube și azi vreau să vă prezint colecția mea de parfumuri. Nu o să vă prezint fiecare parfum în parte ce conține, pentru că nu aș vrea să mă fac de râs, așa că voi prezenta doar parfumurile și cum le simt eu pe mine și ce stări îmi dau ele. Voi începe cu Calvin Klein Beauty, un parfum destul de văratic. Din punctul meu de vedere nu rezistă foarte mult pe pH-ul meu, eu fiind adeptă a parfumurilor puțin mai greuțe, pentru a putea rezista ceva timp pe pH-ul meu. Îl văd purtat pe o domnișoară sau o doamnă într-o roche florată. Are note destul de light, destul de ușoare și este ok de purtat vara-toamna. Septembrie, iulie, septembrie, iunie, iulie. Următorul parfum ar fi Eternity for Woman, Flame. Sincer, mi se pare destul de bun pentru pH-ul meu. Este un parfum care îl văd pe atunci toamna, când poți purta un plover, un cardigan. Este destul de ok ca miros și rezistă destul de mult. Una mie personal îmi place foarte mult și de ce nu? Toate parfumurile mele sunt cumpărate la ofertă. În general, când găsesc ceva la reducere, mi le cumpăr. Este o colecție de acumulată de un timp, de ceva timp, nu de azi, de ieri. Nu pot să spun cu aproximație de cât timp. Doar că îmi place foarte mult, atunci când găsesc o ofertă bună la parfumuri, să o cumpăr. Un alt parfum, Escape, Calvin Klein. Este un miros asemănător, de fapt este undeva între cele două care vi le-am prezentat până acum și nu știu, din punctul meu de vedere rezistă undeva la jumătate de zi, trebuie reaplicat mai încolo, deci aș putea spune că trebuie să-l ai îngeandă după tine. Un alt parfum, de obicei îmi place să-l combin cu alte parfumuri pentru că este foarte puternic și am nevoie de ceva mai soft, dar sincer îl ador. Nu știu, mi-a ce aminte de un parfum foarte vechi, un parfum care îl văd într-o sticlă foarte vintage, cu pompiță, deci îl văd pe o doamnă. O doamnă îmbrăcată în materiale grele de toamnă-iarnă. Dar în caz că îl combin cu ceva mai dulceag, este perfect din punctul meu de vedere. Un alt parfum, Calvin Klein, Obsessed. Este un parfum care l-aș asocia cu puritatea, cu o doamnă domnișoară care este foarte organizată și adoră să îmbrace culori foarte vii sau alb de preferință. Îl văd
o tună foarte curată, nu știu să vă explic, ceva foarte pur. La dos îl port atunci în primăvară, la începutul primăverii, îl ador. Atunci când înfloresc ghioceii și anumite flori de primăvară. Este un parfum de top, sincer, din punctul meu de vedere. Și îl recomand, sincer. Un alt parfum, Kenzo. Este un parfum care l-a asociat cu culoarea roz. Nu știu de ce. Atunci când îl miros sau îl asocia cu o doamnă, domnișoară îmbrăcată în roz, copilăroasă și o fire jucăușă. Am văzut că sunt foarte multe diferite țări, au diferite esențe. L-am văzut și pe verde și pe, de fapt, mai multe culori. Dar mi se pare că acesta este mai mult feminin. Acest ton. Pe pH-ul meu. E doar părerea mea. Un parfum, pot spune, floral, Issey-Miyake. Din punctul meu de vedere, nu rezistă foarte mult pe pH-ul meu, pentru că este foarte floral și trebuie reaplicat în cursul zilei. Dar este un parfum bun, care l-a asociat cu o doamnă, domnișoară, care alargă tot timpul dintr-un loc de muncă în altul. Nu știu de ce. Un parfum bun. Un parfum nou în colecția mea. Jennifer Lopez, Promise. Din punctul meu de vedere, a făcut o treabă foarte bună cu parfumul ăsta. Rezistă foarte bine pe pH-ul meu. Și atunci când îl port, mă simt independentă, sigură pe mine și găsesc tot timpul inspirație atunci când îl folosesc. Are un preț bun, sincer, nu este piperat și destul de nou din câte am văzut eu prin magazine. Because It's You, Imperial Armani, cred că îl știe toată lumea. Este și varianta bărbătească. Sincer, îmi place foarte mult. Îl văd atunci când pleci undeva, într-o călătorie sau într-un oraș mai mare, cu o geacă de jeans. Mi se pare perfect. Un alt parfum, Imperial Armani, îmi place foarte mult. Îl văd destul de curat ca esență. Am și varianta mai light. Sincer, nu mai mi-aduc aminte numele. Diamonds, I think. Este unul din parfumele care l-am folosit destul de des. Și dă destul de multă energie atunci când îl port. Deci am și varianta mai puternică și mai dulce, mai floral. Un alt parfum, Imperial Armani. Uh,
se pare destul de feminin, masculin. E destul de tare, e destul de perfect pentru pH-ul meu. Din câte știu, este unisex, poate purta și bărbații și femeile, cât și femeile. Îl folosesc de mai bine de 13 ani, acest parfum, și sincer îl ador. Am văzut că este și pe varianta neagră. Din păcate, îl prefer pe acesta. Cam atâta cu Calvin Klein? Cred că da. Ok, Jimmy Choo. We have Flower, I think. Cred că ăsta e numele lui. Este destul de tomnatic din punctul meu de vedere. Destul de ok. Îl ador atunci când pleci undeva. Îl văd îmbrăcat ceva mai grosuț. Și te face să te simți destul de bine, sincer. Camelos rezistă foarte mult. Jimmy Choo Il Sit Flower. E destul de floral. Este mai mult pentru atunci când pleci undeva, o oră, două, trei, perfect. Jimmy Choo Blossom. E ok ca miros. De asemenea, nu rezistă foarte mult pe pH-ul meu. De asemenea, pentru câteva ore plecat din casă, e perfect. Jimmy Choo Flash. E la fel ca celelalte, dar mi se pare destul de asemănător, dar nu mai țin minte cu ce anume.